broiam toate florile care erau acolo în coș și le iau. Îi mulțumim pentru tot ce face, pentru tineret, pentru noi, pentru sistemul medical, sistemul economic. Mulțumim până la pământ. În aceste zile, Republica Moldova pășește într-o nouă etapă, atât pe plan intern, cât și pe dimensiunea politicii externe. O etapă a ieșirii din izolare internațională și de conexiune la spațiul european, la vecinii și partenerii noștri strategici. România își dorește ca Republica Moldova să prospere, iar cetățenii săi să se bucure de instituții democratice și puternice, capabile să le asigure securitatea și bunăstarea. Păsărăria e România! Păsărăria e România! Dar cine a mai fost la noi, alt președinte, în afară de turc? De turc, numai turc a fost la noi. Este un semnal că Republica Moldova a revenit pe axa ferească, pe axa integrării europene și, evident, nu putem nega că noi suntem români, iar România este cel mai mare sprijin pentru noi. L-am așteptat nu numai pe președintele de acum al României, dar am așteptat toți președinții României care au fost să vie aici la Chișinău și să refacem, să reunim țara. România este și va rămâne prietenul sincer și principalul partener al cetățenilor Republicii Moldova. Și am asigurat-o pe doamna președinte că avem întreaga disponibilitate pentru a realiza investiții în beneficiul tuturor cetățenilor Republicii Moldova, așa cum am făcut și până acum. Revenim la normal, desigur. Frăția trebuie să continue până hotarul de la Prut se va muta, poate nu la Nistru, dar dincolo de Nistru. Nu știu, probabil faptul că avem un nou președinte, relațiile cred că o să fie mai bune între țări. Pentru că până acum așa erau neutri, fostul președinte mai mult cu cealaltă parte, prietenia. Unica și așteptăm noi de la România să ridice la toate nivelurile problema lichidării consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov. Să ridic întrebarea, Putin ieți armata din Moldova? Vă rog să contați, doamnă președinte, pe ajutorul meu și al României. Eu vreau să vin cu un dar simbolic către dumneavoastră. Aceasta este o monedă emisă de Banca Națională a Republicii Moldova, care celebrează sacrificiul și dedicația medicilor în această perioadă foarte dificilă. Mulțumesc mult, doamna președinte! Cred că doamna Maia Sandu va duce o politică de vecinătate, de bună vecinătate cu toți vecinii noștri, inclusiv și cu Rusia, de ce nu? Deci nu mai țin minte cine a zis că țările mici trebuie să facă o politică deșteaptă. Și noi așteptăm o politică deșteaptă.